Vreau totuși să fac o precizare. INSF-ul și într-un fel să corectez oarecum ce a spus domnul profesor Țiu. Noi am lansat primele două serii de documente consacrate dreptei și stângii. Și până în momentul de față, seria consacrată dreptei este aproape gata, deci ar mai trebui să publicăm un volum. E vorba de un colectiv foarte mare, îmi face plăcere să semnalez aici prezența domnului profesor Miulă, care a făcut parte din acest colectiv cu ani de urmă. Colegul nostru, Cornel Berdiman, a fost un colectiv coordonat de domnul profesor Scurtu și care aproape că a încheiat această serie. Deci, oarecum vă contrazic că... În timp ce seria consacrată stângii a început cu... un colectiv coordonat de domnul profesor Tănăsescu, însă n-a reușit să publice, din păcate, s-a oprit la anul 1921 și rămâne, trebuie să o spun, un proiect cam la începutul drumului, nici măcar la jumătatea drumului. În continuare, dau cuvântul domnului Emilian Colceru, de la Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică din București, care va susține comunicarea Predarea istoriei în România postcomunistă. Vă mulțumesc. Observ că discuția deja începe să devină destul de încinsă, pentru care eu să vă propun o mică paranteză referitoare la contextul, la faptul că în contextul vorbirii istoriografice ar fi de destul de bună să privim puțin și felul în care este abordată istoria în momentul în care o predăm la clasă și aici mă refer la învățământul preuniversitar. Pentru că și evoluțiile acestea sunt interesante, felul în care istoria își schimbă sensul odată cu schimbările de regim politic sau de gândire politică. Am identificat că, în ceea ce privește conținutul de materie care se predă la istoria, cel puțin trei paradigme de-a lungul timpului referitoare la, haideți să spunem, felul în care este prezentată istoria. Aceste trei paradigme ar fi cea naționalistă, cea comunistă și cea democratică. Paradigma naționalistă, în opinia mea, apare odată cu perioada modernă, în momentul în care se formează statele naționale, și se realizează acea distinție care există inclusiv în mediul universitar între istorie națională și istorie universală. Acest lucru se întâmplă și în România, pentru care avem de-a face cu o istorie națională care încearcă să pună accent pe trecutul glorios al neamului și figurile sale legendare. La mijlocul secolului XX, însă în România se instaurează regimul comunist, care vine cu o nouă paradigmă, acea paradigmă care insistă asupra luptei de clasă, insistă asupra revoluționarilor, asupra faptelor lor glorioase și asupra clasei muncitoare și Partidului Comunist. Este interesant faptul că deja prin anii 70-80, cele două paradigme se combină în momentul în care avem de-a face cu regimul național comunist. Respectiv, păstrăm gândirea marxistă, peste care însă adăugăm gândirea naționalistă. Avem așadar o viziune care pune accentul pe un trecut glorios al României, continuat de conducerea glorioasă a partidului și a conducătorului său, bineînțeles. După 1989, România se separă în mod oficial de comunism, drept pentru care este promovată o nouă paradigmă, acea democrație liberală pe model european. România încearcă să intre în Uniunea Europeană, va și reuși în cele din urmă. Avem de-a face de această dată, pentru prima oară, cu o încercare de a integra istoria românilor în contextul european, inclusiv în ceea ce privește conținuturile care sunt predate. O a doua provocare pe care o întâlnește istoriografia, o întâlnește predarea istoriei în școală, este cea legată de, să spunem, noile mijloace de comunicare, de tehnologiile noi, care fac ca, dintr-o dată, să trecem pe o predare oarecum mai orientată către audiovizual decât era până acum, atunci când era mai curând orientată către lectură.
Iar această schimbare este foarte importantă în condițiile în care la nivelul societății se schimbă și modul de percepție al elevilor asupra istoriei. În cercetarea noastră care privește iată, istoria, așa cum este ea predată în clasă, trebuie să avem în vedere toți factorii care contribuie la procesul educațional. Este vorba despre, în primul rând, despre factorii de decizie din minister care transmit idealul educațional. Este vorba, în al doilea rând, despre profesorii de istorie și despre elevii care participă la procesul educațional. Este vorba însă și despre acele departamente de pregătire a cadrelor didactice din cadrul universităților. Voi începe prin a face o scurtă trecere în revistă a prederii istoriei așa cum a fost ea de-a lungul timpului, din perioada comunistă și până acum. Cunoaștem cu siguranță faptul că există o diferență între felul în care era predată istoria înainte de instaurarea comunismului și felul în care a fost predată istoria după. Respectiv, înainte de instaurarea comunismului, aveam de-a face, să spunem, în perioada interbelică, cu o istorie critică, bazată pe manuale alternative scrise de universitari cunoscuți. Din 1947, deci chiar înainte de instaurarea regimului comunist, apare acel manual unic, redactat sub conducerea lui Mihai Roller, care rescrie întreaga istoria României sub forma luptei de clasă, inventând tot felul de conflicte, bătălii din antichitate și până în vremurile noastre. Această situație, această privire asupra istoriei se schimbă însă în 1974, Congresul din 1974, care introduce o nouă viziune, respectiv readuce în discuție trecutul glorios al poporului român. O să vă citesc din manualul din 1974 două titluri. Epopea românească sub conducerea lui Ștefan cel Mare și o nouă epopee românească sub conducerea lui Mihai Viteazu. Acestea pentru a arăta felul în care, iată, voievozii din trecut sunt regăsiți de către național-comunism. După Revoluția din 89, avem o perioadă, în prima decadă, respectiv anii 90, avem o perioadă de incertitudine, o perioadă de tranziție în care există tot felul de tentative de rescriere a istoriei. Chiar în 1990, deoarece timpul este foarte scurt și nu există posibilitatea de a face manuale noi, este adus recopiat, fotocopiat chiar, un manual de istorie din 1942 care aparține lui Petru Panaitescu. Așadar, elevii la clasă în 1990 studiază istoria până în timpul lui Ferdinand, iar ultimele două fraze ale manualului sunt următoarele. În iunie 1941, când a izbucnit război împotriva bolșevismului rusesc pentru apărarea civilizației europene, armata română s-a aflat în primele rânduri ca în vremea lui Mihai Viteazu. Aceasta ne dă dreptul să privim viitorul cu nădejde și încredere. Astăzi domnește în România regele Mihai I, nepotul regelui Ferdinand și alături de dânsul veghează mareșalul Ion Antonescu cu titlul de conducător al statului. Acestea erau ultimele două paragrafe ale manualului. În 1992 s-a decis că rescrierea manualelor care existau deja doar prin înlocuirea sau tăierea anumitor lecții care deja deveniseră anacronice. Cel mai interesant din punctul acesta de vedere este manualul de clasa a 4-a al lui Dumitru Almaș, care a rezistat între 1969 și 1997, trecând prin trei perioade istorice. Liberalizarea din anii 70, perioada național-comunistă din anii 80 și postcomunismul anilor 1990. Și celelalte manuale au funcționat cam în același fel. Bineînțeles, tăindu-se cele mai grosiere exagerări comuniste, dar continuând să păstreze expresii consacrate de genul solidaritatea poporului român cu lupta popoarelor în curs de dezvoltare. Există, bineînțeles, și excepții. Avem un manual scris de Mihai Mane, Adrian Pască și Bogdan Teodorescu, care vorbește inclusiv despre mineriade și despre
dorința românilor de a se uni cu românii de peste Prut. Manualul este din 1992. Aceste manuale unice au fost reeditate în fiecare an până în anii 1900, până la sfârșitul anilor 90, mai precis în 1999, atunci când intervine Marea Schimbare, și anume trecerea la manualele alternative, o încercare de regăsire a vârstei de aur din perioada interbelică. Bineînțeles, trecerea la manualele alternative, așa cum probabil cu toții ne aducem aminte, a determinat un scandal de presă imens, din cauza faptului că diferite personalități, mai mult sau mai puțin legate de istorie, au adus dezbaterea până în Parlamentul României. Și aici mă refer la Sergiu Nicolaescu, autor de filme național-comuniste în perioada lui Ceaușescu, cel care a ajuns să acuze pe unul dintre autorii noilor manuale că ar fi antinațional. De asemenea, dezbaterea a venit și în mediul universitar, acolo unde academicianul Dan Berindei sau Ioan Scurtu au luat cuvântul împotriva manualelor noi, avertizând asupra lipsei de informație solidă oferită elevilor și asupra unei incoerențe a finalității studiului istoriei, nu știu ce urmărim cu ea. Pe de altă parte, o tabără a unor profesori mai tineri, să spunem, din lumea universitară, chiar de la Universitatea din București, Carol Petiță, Bocan Murgescu, Adrian Cioreanu, care au aprobat această schimbare de concepție a vederii istoriei, apropiind-o de modelul occidental, cel francez și cel german. Noile manuale, de altfel, acoperă o importanță mai mare, chiar și perioada comunistă, care era aproape uitată în manualele din anii 1990, vorbind, spre exemplu, despre sistemul totalitar, despre regimul totalitar, în ceea ce privește regimul comunist, ceea ce, repet, în anii 90 nu se întâmpla. Această schimbare din 1999 a venit și cu o schimbare în ceea ce privește programele de istorie. Dacă până atunci, în perioada comunistă și după, obiectivul istoriei era acumularea de informații de către elevi, în 1999 se decide elaborarea de noi programe în care accentul nu se mai pune pe informații, ci pe competențe. Adică nu ceea ce știe elevul la sfârșitul orei, ceea ce știe să facă cu informația pe care a acumulat-o de-a lungul orei de istorie. Această nouă orientare a învățământului bazat pe competențe, care este recomandată de altfel într-un cadru de referință în Parlamentul European în 2006, această abordare face ca metodele de predare la istorie să nu mai fie neapărat acelea clasice expozitive, în care profesorul vorbește și elevii ascultă și notează, ci mai curând metode activ-participative, în care toți elevii participă prin descoperire la învățarea istoriei, fiind, iată, favorizată dezbaterea, problematizarea, lucruri pe grupe, exercițiul și așa mai departe. Această schimbare a suscitat, iată, nemulțumirea foarte multor profesori din sistemul preuniversitar, care, iată, am încitat, teama dascălilor de istorie că aspectul formativ poate duce la diluarea conținutului disciplinei lor în raport cu știința istorică sau cu ceea ce cred ei că ar trebui să știe elevii de istorie. Teama este venită din faptul că, favorizând metodele activ-participative, nu mai este suficient timp pentru transmiterea unui volum foarte mare de informații, drept pentru care conținutul se diluează. În final, aș dori să vă povestesc ce părere au elevii despre toată această schimbare. Am încercat să fac un sondaj numărul la aproape 100 de elevi dintr-un colegiu național din București, în care am întrebat următorul lucru. Dacă ei consideră că istoria pe care o studiază ei se bazează pe competențe. Răspunsurile sunt jumătate-jumătate. Jumătate consideră, jumătate nu consideră. Chiar la aceeași clasă. Dar trecem pe competență. Ceea ce m-a făcut să consider că este posibil să existe o mică confuzie în mintea elevilor în ceea ce privește noțiunea de competențe,
deși profesorul încearcă să le explice despre ce este vorba. În al doilea rând, elevii preferă în mod clar metodele activ participative, peste 80% dintre ei sunt favorabili metodelor în care ei sunt activi față de metodele în care sunt pasivi. În această privință, preferința lor coincide cu tendința sistemului. Însă, în ceea ce privește structurarea materiei, sondajul a fost făcut și printre elevii de clasa a 12-a. Noua tendință din 2006 este aceea de a structura materia nu în mod cronologic ca până atunci, ci tematic, pe baza unor teme de interes. Ei bine, două treimi dintre elevi nu sunt de acord cu această structurare, ei preferă în continuare modul cronologic. Manualul de istorie este privit în mod egal de către elevii de clasa a 10-a. O jumătate sunt de acord cu el, cealaltă jumătate nu. Concluziile în ceea ce privește percepția elevilor ar fi faptul că, în mare, noile tendințe în educație sunt apreciate de elevi, însă există o serie de factori mai puțin apreciați, precum structurarea necronologică a materiei sau o anumită dificultate de a lucra cu manualul. Concluziile generale ale acestei prezentări sunt acelea că, evident, a existat o schimbare între 1989 și 2013 în ceea ce privește predarea istoriei și în ceea ce privește cantitatea de informații, adică aceasta s-a diminuat, fiind înlocuită, spuneam, de formarea de competențe, dar și în ceea ce privește modul de predare a istoriei. Se folosesc din ce în ce mai mult surse audiovizuale, iar cercetarea istorică a elevilor este facilitată de utilizarea internetului. Scopul predării istoriei s-a schimbat și el. Istoria nu mai predă adevărul cu amare, ci favorizează problematizarea, dialogul, confruntarea de idei, toleranța și gândirea critică. În continuare, transmitem o ideologie politică oficială, ideologia, paradigma, democrație liberală specifică Uniunii Europene, dar nu o facem în mod categoric sau determinist, ci prin intermediul dialogului. Și o ultimă concluzie, schimbarea de paradigmă, în mod evident, nu poate mulțumi pe toată lumea. Avem ceea ce am numit victime de parcurs, respectiv la nivelul elevilor, confuzie în ceea ce privește așteptările profesorilor de la ei, la nivelul profesorilor, nemulțumire privitoare la înlocuirea procesului educațional tradițional cu cel modern, iar la nivelul procesului în sine, diverse lipsuri, precum, spre exemplu, fenomenul copy-paste, generalizarea predării de către elevi integral a materialelor de pe internet în referatele lor. O anumită dificultate de a înțelege istoria datorită unui bagaj mai mic de lectură. Elevii din ziua de azi nu mai citesc atât de mult ca cei din trecut. Și o anumită înclinare spre senzaționalism cauzată de bombardamentul informațional la care suntem supuși zilnic. Da, vă mulțumim foarte mult și cel puțin personal apreciez foarte mult această intervenție și vă mulțumim.